Compania Huile din Petroșani nu a fost nominalizată în rândul primelor companii de stat la care va fi instituit managementul privat. Deocamdată, la CNH așteaptă o decizie guvernamentală, însă nici restul companiilor nu a avut succes. FMI-ul și guvernul au agreat această soluție de implementare a managementului privat la majoritatea companiilor de stat. În primă fază se vorbesc doar de 5 companii de stat, printre care nu ne numărăm și noi. Deci procesul cu referire directă la CNH este foarte probabil să mai dureze. Managerul care va gestiona compania Huilei și activitatea de extracție a cărbunelui va trebui să aibă în vedere, în primul rând, investițiile. Responsabilii din CNH spun că aceasta este o prioritate și că, dacă se dorește rentabilizarea societății, atunci, sigur, este vorba de bani. Strategia guvernului este cea care va dicta reperele după care va funcționa acest management privat. Evident că trebuie respectate ceea ce trebuie să facă un management privat, și anume eficientizarea societății, rentabilizarea ei, îmbunătățirea activității. Deci tot ce se poate spune, folosesc mai multe cuvinte care exprimă de fapt același lucru, eficientizarea activității. Directorul companiei a recunoscut la rândul său că soluția pentru rentabilizarea activității extractive este privatizarea managementului. Viitorul manager va aplica legea și orice decizie va fi luată din punct de vedere economic și nu ca până acum, când se ține cont de problemele sociale pe care le generează fiecare măsură.